câteva afirmații care chiar îmi doresc din suflet să le avem și să fie transmise în acest sens. A fost un efort extraordinar. Trebuie să înțelegeți că la 99.000 de dosare care s-au evaluat, în vederea recalculării, s-a făcut cu un număr total de 30 de persoane. A fost un efort susținut, un efort prin care am trebuit să trecem de perioade mai dificile, de perioade în care presiunea străzii era destul de mare. Dar eu sper că am reușit și n-ar vrea să ducem sau să ducem împreună sau să duc în derizoriu munca colegilor mei și în folosul pensionarului, beneficiarul nostru final. În al doilea lucru vreau să punctez faptul că nicio pensie din România și inclusiv din județul Sibiu nu scade. Dacă cumva cuantumul pensiei a rezultat mai mic în urma evaluării și în vederea recalculării, pensia se aduce automat la 1281 de lei. Am avut și spre surprinderea mea încă 55.000 de pensionari le-au crescut pensia în ultima perioadă datorită faptului că, dacă bine știți, ieri sau alaltăieri ordonanța de urgență privind impozitarea la 30.000 de lei, aducerea pragului la 30.000 de lei, 3.000 de lei, pardon, la 3.000 de lei, a generat o creștere la încă 55.000 de beneficiari. Pensia a crescut în județul Sibiu undeva la peste 80%, cu o medie de 513 lei. La restul de jur de 18%, pensia a rămas la fel, nu a crescut, deoarece modul de calcul sau beneficiile acestor tipuri de pensii, care colegile mele o să vi le enumere, au rămas la fel datorită faptului că modul de calcul la momentul respectiv legea 19, legea 263, aveau alți ani în care se raporta ca stadiu complet de cotizare și pentru anumite grupe de beneficiari. Lângă mine vreau să vă prezint, îmi pare rău că n-am făcut la început, este colega mea, doamna director ajung pensii, stabil pensii, Cristina Popescu, care îi mulțumesc că a fost lângă noi. Tot lângă mine, cunoscuta Gabriela Bonea, șeful de serviciu la stabiliri, coordonatorul activității de evaluare, informaticianul casei de pensii, Neluțu Ioan Damian, iar purtătorul meu de cuvânt, Gorun Maria. Pentru date mult mai tehnice, aș da cuvântul celor două doamne, pentru a vă explica câteva puncte din decizie, adică ce înseamnă stagii neasimilate, care a fost zona de ani la care s-a împărțit anumite tipuri de pensii în istoria legii 19 și 263, pentru a vedea și a ne lămuri împreună de ce unele pensii nu au crescut și au staționat și vor rămâne deocamdată la acest nivel. Cristina, Gabriela? Calculul pe legea 360 se face unitar, indiferent. Femeie, bărbat, luna anul nașterii. Deci toată lumea, numărul total de puncte se va împărți la un stagiu de 25 de ani. Ce este peste 25 de ani, vor aduce niște ani, peste 25 de ani, niște puncte de stabilitate. De aici rezultă unele diferențe, pentru că sunt persoane care au ieșit cu
Când au ieșit la pensie, au avut un stagiu complet de cotizare de 35 de ani. Altele au beneficiat de alte legi și au ieșit cu stagii mult mai mici și de acolo diferența de calcul. Avem pregătite niște exemple. Să continuăm, da, tehnic. Tehnic sau poate aveți întrebări. Cred că mult mai util ar fi să ne adresați niște întrebări, dar plecând de la formatul de decizie. Da, ce informații avem în acest format de decizie emisă pe articolul 144 din legea 360? Avem un număr total al anilor referitor la stagiul de cotizare, apoi numărul anilor contributivi, numărul anilor necontributivi, numărul anilor pentru punctele de stabilitate și de asemenea, ca și informații, avem numărul total de puncte pe care persoana l-a acumulat de-a lungul întregii activități și cu care era în plată la 31 august 2024, la care s-a adăugat conform articolului 144, dacă avea dreptul, punctele de stabilitate, calculate conform legii. Da? Calculate conform articolului 85 din legea 360. Deci, acestea sunt datele pe care pensionarul le are în decizia de pensionare. Acum, legat de acele puncte de stabilitate, pentru că foarte multe întrebări și uneori și nemulțumirea persoanelor a venit de la calculul acestor puncte de stabilitate, da, cum au fost ele calculate, da, și cum au fost atribuiți anii pentru punctele de stabilitate. În primul rând, ce ne spune legea, acest articol 85 din legea 360? Că se adaugă, da, puncte de stabilitate pentru anii contributivi pe care persoana i-a realizat, da, peste 25 de ani. Aceste puncte de stabilitate, conform articolului 85 alineatul 6, nu se acordă pentru perioada în care pensionarul a acumulat pensia cu salariu. De aceea ar trebui să calculăm și să ne raportăm atunci când vorbim de stagiu pentru punctele de stabilitate la prima decizie pe care a avut-o în sistem. Bineînțeles că pensionarul, dacă după ce a ieșit la pensia limită de vârstă stabilită inițial, a mai avut încă 10 recalculări, adăugându stagiul de cotizare realizat prin cumul pensie cu salariu, pentru acei ani, da, pe care i-a realizat, da, și pentru care a primit puncte, ele se regăsesc în numărul total de puncte existent în plată la 31 august 2024, da, pe care le-am adus din întreaga sa activitate, da, dar punctele de stabilitate le calculăm față de primul calcul ce a depășit 25 de ani contributivi. Pe decizia de recalculare însă sunt numărul total de ani contributivi pe care îl are persoana la 31 august 2024. Deci aici poate că acel format de decizie ar fi trebuit să aibă în formatul său mai multe explicații legate și de cumul. Și atunci ne-ar fi fost mult mai ușor să explicăm persoanei, da, de ce are puncte de stabilitate doar pentru acel număr înscris în decizia de recalculare. Dar formatul de decizie este cel aprobat, nu am putut face modificări asupra lui. La un moment dat am auzit în media că de ce nu s-a făcut un format unic pentru toate deciziile de recalculare. Nu, a existat un format unic. Deci toate casele de pensii au folosit același sistem informatic și este același format de decizie. Nu există formate de decizie diferite în funcție de casa de pensii. Da? Nu ni l-am ales noi. Bun, asta referitor la aceste puncte de stabilitate, ce ne spune articolul 85, că dacă persoana a realizat peste 25 de ani contributivi, între 25 și 30 va primi câte 0,5 puncte pentru fiecare an, între 30 și 35 câte 0,75 puncte pentru fiecare an și peste 35 de ani câte un punct pentru fiecare an contributiv realizat. Da? Se acordă aceste puncte de stabilitate și pentru fracțiunile de lună.
da, fracțiunile de lună zi, deci nu numai pentru ani întregi, primește punctele de stabilitate și pentru fracțiunile de lună. Ce întrebări am văzut de la pensionari? Mulți dintre ei își înmulțesc doar numărul de puncte de stabilitate cu 81, acea valoare a punctului de referință, și își adaugă punctele la pensia în plată. Calculul nu se face așa, ci la numărul de puncte acumulate până la 31 august se adaugă punctele de stabilitate și la numărul total de puncte se înmulțesc cu VPR-ul, deci cu acea valoare a punctului de referință de 81 de lei și rezultă cuantumul pensiei. Legat de perioadele necontributive, care nu se iau în calcul, da? Avem acolo două evidențiate, două stagii necontributive, asimilate necontributive și necontributive efectiv. Asimilatele necontributive la ce se referă? La perioada stagiului militar, la perioada studiilor universitare, da? Sau la o perioadă în care a beneficiat de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă în intervalul de timp 1 aprilie 2001 până la 1 ianuarie 2006. Legat de perioadele necontributive explicit, la ce ne referim? Ne referim la perioadele de șomaj avute anterior datei de 1 aprilie 2001, pentru că după 1 aprilie 2001, conform legii 19, respectiv conform legii 263, perioada în care o persoană beneficia de indemnizație de șomaj este încadrată la categoria asiguraților obligatorii, prin urmare s-au plătit contribuții după 1 aprilie 2001 pentru perioada de șomaj. Deci vorbim strict de perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, când o persoană a beneficiat de șomaj. E considerată a fi perioadă necontributivă. În principiu, dacă persoana regăsește acolo o perioadă de 8 luni 25 de zile sau 8 luni 27 de zile, aceea este clar o perioadă de șomaj. De asemenea, tot în categoria perioadelor necontributive este și acel spor de grupă care s-a acordat pentru grupa 1 de muncă, grupa 2 de muncă realizate înainte de 1 aprilie 2001, respectiv pentru condiții speciale sau deosebite de muncă. Sunt acele 3 luni sau 6 luni acordate pentru fiecare an de încadrare în grupă superioară de muncă, deci sporul de grupă, care e considerat a fi perioadă necontributivă. Deci pentru sporul acela de grupă, acordat ca un bonus la stagiul de cotizare, da? Deci sporul de grupă îl regăsim în total stagiul de cotizare și atunci, el fiind necontributiv, trebuie să îl scădem. Asta nu înseamnă că pensionarului i s-au retras punctele acordate pentru activitatea sa în grupă superioară de muncă. În grupa 1, în grupa 2, speciale sau deosebite. Punctele se regăsesc în numărul total de puncte, da? Ci doar stagiul, da, acordat, acel spor de grupă, este considerat necontributiv în vederea calculului pentru punctele de stabilitate, a stagiului pentru punctele de stabilitate, da? De asemenea, tot aici, tot în zona asta, foarte multe persoane ne întreabă, nu mi s-au dat puncte pentru facultate, da? Deci pentru studiile superioare, v-am zis, ele sunt evidențiate la stagiile asimilate necontributive. Punctele pentru studiile superioare, pentru stagiu militar, pentru grupă, da? Ele au fost luate în calcul și se regăsesc la numărul total de puncte. Nu se dau puncte de stabilitate. Da? Asta este da, singura diferență, da, aici. Asta deci nu a luat că absolut nimeni punctele cum să vin la ghișeu. Nu s-au luat punctele, nu s-au luat punctele. Puntele se regăsesc în calcul, iar partea de puncte de stabilitate nu s-a primit pentru ei. Așa cum spunea și domnul director, 84% din cei pentru care am emis decizii de pensionare, da, au o creștere, da, a pensiei. Și ar trebui să se vadă și acest lucru benefic pentru pensionari. Vi s-a menționat o creștere aproximativ 500 de lei, dar creșterile puteau fi și de 1000, 1500, 2000 de lei, deci avem și asemenea pensionari care au asemenea creșteri, da? Deci
creșterile au fost în funcție de numărul total de puncte, de contributivitatea fiecăruia, de aceste puncte de stabilitate, de faptul că au ieșit la pensie pe legislația anterioară, datei de 1 ianuarie 2011, când nu aveam acel indice de corecție care a produs inechități, sau au ieșit la pensie după 1 ianuarie 2011, când pe indicele de corecție prevăzut de articolul 170 din legea 263/2010 a crescut practic artificial punctajul mediu anual al pensionarului cu acel coeficient, da? Și atunci acum poate fi o diferență mai mică decât un pensionar care a ieșit pe legea 19 și căruia nu i-am acordat acel indice de corecție, pentru că nu era prevăzut de lege. Deci principiul este foarte clar, principiul contributivității și echității. Deci s-a dorit și se dorește și se va realiza acest lucru, pentru că cei care au contribuit primesc o pensie mult mai mare, iar zona de supărări, dacă pot să spun așa în ghilimele, care vin la ghișeele noastre, ține de faptul că nu înțeleg de ce majoritatea, după ieșirea la pensie, la limită de vârstă, au mai lucrat 2, 3, 4, 5 ani, iar ei își calculează, cum a spus și colega mea, și își îmbulțesc cu procentul de 0,25, 50 sau un punct peste stagiu. De fapt, acest stagiu acum, legiuitorul 360, spune foarte clar, nu se mai acordă puncte de stabilitate pentru cumularea perioadei de cumulare a pensiei cu salariul. Aici vin cele mai multe întrebări, cele mai multe nelămuriri. Avem undeva în jur de 100-120 de pensionari zilnic. Ca un procent la nivel de Sibiu e undeva la 0,6% eroare, în care noi vom emite noi decizii de reevaluare. Deci este un procent de greșeală foarte, foarte mic la nivelul de județ Sibiu. Ne puteți spune ce măsuri ați luat ca să faceți față solicitărilor la ghișeie? Deci ce ne-ați trimis în comunicat? Da. Am deschis în prima fază undeva la 9 ghișee pentru cel mai mare aflux de pensionari care s-a început de vinerea trecută, continuând luni și marți. La ora actuală suntem la 4 ghișee. Între 4 și 6 ghișee, în funcție de afluența. De afluență. Am rupt activitatea de preluare dosare noi și recalculări de la parterul. Le-am separat. Da, pentru relații legate de deciziile de recalculare, le-am dus la ghișeele de la mezanin. Ne ziceți o singură voce ca să putem avea... Nu, nicio problemă. Deci am spus, ea dânsa e coordonatoarea pe zona de evaluare și ea și-a aranjat un pic oamenii. Repet eu, deci prima parte a săptămânii au fost 9 ghișee deschise datorită gradului mare de afluență. Au fost peste 150 de pensionari care au venit la ghișe și au cerut lămuriri. Ieri și astăzi, adică marți și miercuri, am ajuns la un număr de 4-6 ghișee care sunt deschise pentru lămuriri, un aflux de, să spunem, de 3-4 pensionari pe ghișeu ca și încărcare. Pe oră, da. Ne puteți spune cu cât a scăzut cel mai mult o pensie la recalculare, chiar dacă a rămas în plată vechea pensie, dar ca sumă? Neluțu, ai cumva o statistică informatică? Nu, dar o să revin cu un răspuns. Da, pentru că am văzut așa în declarațiile de presă, ați vorbit doar de cea mai mare creștere, dar n-ați spus cu cât a scăzut cel mai mult. Nu, și fi... nu am făcut o asemenea... Ne puteți spune și care a fost cea mai mare creștere? O am... Da, deci nu, chiar nu am intrat eu în zona de... Deci undeva la 19.000 de lei, dar de la 19.000 de lei la 25.000 de lei. 6.000 de lei. Au crescut cel mai mult.
pe mine m-a interesat și pe noi media, în care, dar aici este în funcție de contribuție, cunosc. De asemenea, dacă ne puteți, pe loc, acum știu că nu puteți, dar după aceea, dacă ne puteți trimite, ați vorbit de aceste creșteri la mai mulți pensionari. Și de medie. Dar dacă ați putea să ne faceți niște eșalonări, adică să vedem un pic cu cât au crescut de la 1 la 500 de lei, cu cât au crescut de la 500 la 1000 de lei, pentru că, statistic vorbind, o medie nu este o cifră care spune multe. Pe când dacă o vedem eșalonat, dacă poate la 90 de, la, din 80 de mii la 70 de mii a crescut cu 1000 de lei, nu mai știu, și atunci de asta zic, adică... Avem ceva. Da, aici, dacă aveți... Dacă îmi permiteți. Da, le-am făcut. Pensionar până în 25 de ani le-a crescut undeva cu 92 de lei, respectiv în procente 7%. Pensionar care au muncit între 25 și 30 de ani 261 de lei, respectiv în procente 12%. Pensionar între 30 și 35 de ani 605 lei, respectiv în procent 22%. Pensionar între 35 de ani 40 de ani munciți 1100 de lei, 35%, iar peste 40 de ani 1561 de lei, 43%. O să vă pun la dispoziție. Sunt valori medii, nu se aplică individual. Deci... Da, înțeles. Dacă ne puteți spune de asemenea câte reclamații ați înregistrat sau sesizări de la pensionari în această perioadă în total? 61 de... Nu. De petiții care s-au confirmat, au fost 61 de petiții care s-au confirmat din total, iar statistica o am și aici. O am aici. Deci, din câte reclamații? Deci s-au depus 276. 276 de petiții. Formulați așa, sau bun. Propoziție. În urma, nu știu exact câți pensionari au fost, undeva de la... În jur de 1000. De 1000 de pensionari. 1500 de pensionari care s-au prezentat la ghișele casei de pensii de această perioadă. Au fost depuse un număr de 61 de decizii care impun revizuirea și un număr de 276 de petiții. Din 276 de număr de cereri de... Da, de județ. Deci doar la 61 de persoane se impune revizuirea și emiterea unei noi decizii. Toți pensionarii au primit deciziile de recalculare? Da. Nu. Deci ce se întâmplă cu cei care nu au... Eu am fost la ghișei acum și au fost pensionari care spun că nu au primit decizia. Vă rog să ne spuneți în situația asta ce se întâmplă. Da, avem un număr de... un procent de 3% din totalul pe județul Sibiu. Pensionari care nu au primit încă deciziile pe legea 360 din acest an. De ce? În urma verificării încrucișate prin diverse tipuri de programe informatice, am găsit erori. Aceste erori se transpun în erori materiale. Am considerat la acest moment să le reverificăm, iar în urma reevaluării acestor dosare, că vorbim de dosare de pensie, să le emitem până în decursul lunii septembrie tuturor pensionarilor decizii, fără aceste erori care generează erori materiale. Câți pensionari sunt vizați de această lege în județul Sibiu, ca să avem o imagine? Undeva la 2000... Nu. Total pensionari care au beneficiat de recalculare în județul Sibiu. 99,873 de oameni. Nu, 99.000. 99.873.
Aproape 100.000, din care 3%... 3%, în jur de 3% sunt cu probleme. Bun. Că nu au primit acest... Nu au primit pentru că sunt niște greșeli care noi le-am descoperit prin încișoarea unor programe informatice. Am găsit aceste erori, care, erori de calcul care se transformă în erori materiale. Vă dați seama cum ar fi să primești o decizie în care ai de la o pensie de 2.000 de lei ajungi la o pensie de 5.000 de lei și după aceea spunem după o lună, două, că le vom regăsi la un moment dat, dom'le, nu este corect cum s-a întâmplat și trebuie să facem un debit. Dar și dacă aceștia vor primi? Până la finalul lunii octombrie toată lumea va primi. Octombrie sau septembrie? Nu, septembrie le descoperim pe toate, le refacem și urmează eșalonat până în octombrie să le finalizăm. Eu sper mult mai repede. V-am dat un timp maxim. Și vor primi retroactiv. Da, bineînțeles. Retroactiv, exact cum a spus dumneavoastră. Dar spuneți dumneavoastră, nu eu. Da, bă, deci se va primi retroactiv, da. Dar dacă, de exemplu, după ce ați trimis aceste decizii, constatați peste două luni, trei luni, că există erori în deciziile trimise, da? Și dăm un exemplu, că au fost exemple în țară, în care un pensionar trebuie să primească o anumită pensie, dar de fapt pe decizie primește o pensie mai mare și este și în plată băgată deja și trec vreo trei luni și casa de pensii descoperă că a fost o greșeală. Corect. Materială. Da. Ce se întâmplă cu banii care au fost virați deja pensionarului respectiv? Diferența mă refer. Da, corect. Această diferență trebuie recuperată. Este o greșeală, nu este greșeala nici pensionarului, este o greșeală a unui sistem care a generat. Deci se pot întâmpla aceste lucruri. Bun, și dacă pensionarul nu are de unde să vă dea banii înapoi? Nu, se eșalonează. Se face un debit care se plătește în funcție de sumă conform legii, de curs de un an, doi, trei. Nu este imediat. Tocmai de aceea am venit în întâmpinarea dumneavoastră și am spus acest lucru. Am găsit decizii care generează venituri în plus și nu vreau să fie probleme la un moment dat. Atunci mai bine le verificăm și le reverificăm, iar în decurs de luna septembrie, început de octombrie, sperăm că aceste dosare sunt puse în plată cu decizii primite și trimite către oameni. Ați trimis prin Poșta Română toate aceste Corect, decizii. Da. Ca răspuns de la Poșta Română, ce vi s-a spus? Au fost trimise toate până la data de 31 august? Săptămâna asta, lunii, colegii mei au avut o discuție cu diriginta Poștei. 700 de decizii nu au ajuns la pensionari dintr-o singură cauză. Nu au fost găsiți la adresa de domiciliu sau nu au fost găsiți acasă. Protocolul Casei Naționale, respectiv Caselor Județene, este că și a doua oară poștașul va merge să mâneze personal această decizie, iar în cazul în care nu se va găsi pensionarul, este un termen în care această decizie, prin un factor recomandat, va staționa la oficiul poștal pe care aparține pensionar. Timp de câte zile? Nu știu, chiar nu știu detaliul ăsta, care este bucătăria lor intern. Dar eu cred că orice recomandată, 14 zile stă la poștă. Și după acea perioadă, revine la noi, se întoarce la noi și va veni, poate sunt plecați din țară, vor veni și își vor indica decizia. Vă rog. A început să curgă și perioada în care pot veni cu adeverințe suplimentare. 6 luni de la data intrării în vigoare a legii. Da. Adică întrebarea mea, au început să vină deja și cu astfel de adeverințe sau acum sunt doar cei care au primit deja decizii de recalculare? Răspund eu. Și... Deci începând cu anul 2021, persoanele au început să înregistreze adeverințe legate de venitul brut realizat cu elementele lui componente. În baza
Faptul s-a datorat ordinului 487 din 2021. Deci prin acel ordin de ministru s-a acceptat formatul de adeverință care trebuie depus. Acest format de adeverință a fost preluat și de legea 360, anexa 6 din legea 360 pe 2023. Adeverința trebuie să cuprindă venitul brut realizat cu elementele lui componente și, de asemenea, cel mai important lucru, să cuprindă sintagma, că pentru venitul brut realizat, da, acesta s-a plătit din fondul de salarii pentru care s-a datorat contribuția de asigurări sociale. Până la momentul 31 august 2024, am spus, în baza ordinului 487, noi am înregistrat dacereri în vederea recalculării pe legea 360 din 2023. Inițial, ele clar au fost preluate pentru aplicarea legii 127 din 2019, care avea și ea această prevedere, pentru că în decembrie această legii 127 din 2019 a fost abrogată și înlocuită de legea 360. Deci și acele cereri, da, vor constitui bază de calcul pentru a doua recalculare care se va face în temeiul articolului 155 din legea 360 pe 2023, în acest interval de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, adică în perioada 1 septembrie 2024 până la 1 martie 2025, vom prelucra aceste adeverințe care au fost depuse începând cu 2021. Este mică recalculare. Bineînțeles că persoanele pot să depună și în continuare adeverințe eliberate și întocmite conform legii, da? Adică în conformitate fie cu ordinul 487 din 2021, dacă le-au întocmit până la 31 august 2024, fie în conformitate cu anexa 6 din legea 360 pe 2023. Oricum, dacă... mă puțin, Gabi, te întreb o secundă. Oricum o să am vin cu o rugăminte la dumneavoastră să transmitem un format de adeverință pentru a ajuta pensionarii să meargă la angajator să ceară acest format. Să nu-și piardă timpul, să nu-și piardă energia la diferite pensii și a le fi refuzate un tip de adeverință. Vrem să fim corect și acest tip de adeverință, prin ajutorul dumneavoastră, dacă doriți, să le trimitem. Un format în care dumneavoastră să puteți publica. Ca model. Care există în lege. Da. Nu vreau să-l facem, că nu toată lumea sau nu toți angajatorii prin resursele umane cunosc acest model. Atunci poate cu ajutorul dumneavoastră. Poftim, Cosmin, mai... Dacă aveți o pârghie asupra angajatorului, care nu eliberează de pârghie, poți să sunt alte județe, atunci nu s-a traurat pe toată țara și efectiv, nu poți să scoate de fină. Dar pârghie sau nu. Să le dați o pârghie la persoană, că din perspectivă e obligată să-i dea adeverință. Cosmine, cu cât aș vrea de mult să... Mai multe jumătate nu au ieșit să le ducă adeverință. În cazul de foste fabrici comuniste din Sibiu care nu mai au adeverință. Mare parte a arhivelor știu că s-a dus în zona de Brăila, Galați, în zona aceea. Știu că primesc sau percep o taxă pentru a elibera aceste adeverințe. Noi nu putem interveni sub nicio formă în această zonă. La nivel de guvern se la nivel de guvern se caută o soluție în care să se pună un tarif maximal în care arhivele de stat, cât și cele private, să jongleze în această limită. Nu știu ce unde s-a ajuns. Dar tot demersul ăsta e făcut în ajutorul pensionarului. Știu, cunosc, au venit pensionari și în audiență în care zice, domnul Aldea, uitați cât în cer și eu nu știu dacă în urma documentelor depuse mie îmi crește pensia. Eu n-am de unde să știu acest lucru și cu tot respectul față de ei, nu știu ce sfat să,
să le dau. Mai fost și cazul în care pensionarii au găsit arhivele, dar nu semnate, nu stampilate, nimeni nu mai are grijă de ele. Practic, stă cu hârtia în mână, vede cu sporul de bani, nu poate veni cu domnul oficial pentru pensie. E o situație care chiar... Fiecare întreprindere, conform legii, trebuia să aibă grijă de arhiva lui, că trebuiau satele de plată, am înțeles că trebuia să fie minim 50 de ani, ținute alte documente spre 100, nu știu exact ce se întâmplă. Chiar îmi pare rău și efectiv toți i-am ajutat, pentru că e munca dumnealor. Ne puteți spune la ora actuală, Casa Județeană de Pensii, câte procese are pe rol cu pensionari nemulțumiți de recalculări de pensii? La ora actuală? Niciun. Niciun. Ok. Conform legii 360, dacă pensionarul nu este mulțumit și depune petiție, da. Ne puteți explica un pic procedura asta cu procesul? Cristina, haideți să spunem. Depun petiție, noi răspundem într-un termen de 30 de zile la petiție. Dacă vor să facă contestații, trebuie să se adreseze tribunalului. Dar până acum nu am de 46 zile de la comunicare. Da, în termen de, scrie și pe decizie, în termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei. Și pentru, revenind la ce a spus domnul director mai devreme, ați avut 271 parcă de petiții, corect, din care ați recunoscut că ar trebui recalculate 61. Deci rezultă că 210 i-ați refuzat. 270 sunt petiții și vor primi un răspuns. Vor primi un răspuns. Înțeles. Deci potențial oameni care vor rămâne nemulțumiți după soluționar, după răspunsul care îl oferiți. Da, ei se pot îndrepta către tribunal. Către tribunal. Cu răspunsul nostru, către instanțe, cu răspunsul nostru. Deci, tribunal sau judecătorie? Care este? Asta e întrebarea. Tribunal. Pașii care se fac pentru orice om care nu este mulțumit de decizia pe care a primit, respectiv de sumă, se adresează casei de pensii și înaintează o petiție. Noi dăm curs acestei petiții, dar niciodată n-a ajuns la 45 de zile ca să răspundem, deci foarte repede, cu celeritate. Dacă este mulțumit cu acest răspuns și este împăcat cu acest răspuns, totul se oprește. Dacă nu, poate merge mai departe la tribunal, la forumurile superioare. Până la urmă, acest forum superior va decide dacă noi sau dumnealor au dreptate. Sfătuiți să meargă în instanță pe cele care le-a trebuit. Nu pot să le spun, au trecut. Da, este dreptul lor. Da. Este dreptul lor. Ei pot, dacă nu cred angajații și profesioniștii acestei case, care li se expiră, să știți, li se explică cu dosarul în față. Se ia de la vechea decizie, de la prima decizie de la ieșire la pensie până la actuala decizie. Se ia poziție cu poziție și se explică pe documente. Sunt oameni care au uitat. Au uitat că au fost într-un șomaj tehnic, au uitat că au avut concedii medicale. Și până la urmă, dacă se socotez toate, mai ales în partea necontributivă, se socotez toate, din punct în punct se face poate un an. Și atunci clar se zice, măi, nu poți să primești puncte de stabilitate pentru 3 ani, 6 luni, 11 zile, poți doar pentru 3 ani, 5 luni, 9 zile. Dacă se dorește să înțeleagă acest lucru, este de bun augur și aia pentru mine și pentru angajații mei este o bucurie că a făcut un om care crede în noi și am dovedit această încredere. Dacă nu, pot merge mai departe. Deci, pentru șomaj până în 2001, nu? Adică explicați-ne ce ar trebui să știe. Dacă a avut concediu medical, a fost bolnav o perioadă... Concediu medical în perioada 1 aprilie 2001, 1 ianuarie 2006. Aceasta este o perioadă necontributivă în situația în care a beneficiat de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă. Da. 1 aprilie 2001, când a intrat legea 19 în vigoare, da, până la 1 ianuarie 2006. Bun, uitați. E considerată a fi perioadă necontributivă, da? Sau perioadă de șomaj, efectiv șomaj, anterioară datei de 1 aprilie 2001.
pentru că după 1 aprilie 2001, perioada de șomaj e considerată a fi perioadă contributivă, fiind asigurați în mod obligatoriu conform legii. Deci concediul medical anterior la 2001 nu, este concediu, este, da. Deci este nu este evidențiat, adică până la 1 aprilie 2001 toate datele se iau din carnetul de muncă. În carnetul de muncă nu se trecea perioada de concediu medical, se treceau doar aspecte legate de salariu, de funcția pe care au avut-o, de modificările intervenite asupra contractului individual de muncă. Nu erau trecute perioadele de concediu medical în carnetul de muncă, da? Înainte de 1 aprilie 2001. După 1 aprilie 2001, de când legea prevede ca fiecare angajator să depună lunar declarația nominală de asigurare pentru toți asigurații săi, da, acolo sunt defalcate, da, veniturile în funcție de situația în care s-a aflat fiecare persoană, adică are zile de muncă, da, zile lucrătoare, sau are zile de concediu medical, sau sunt zile de șomaj, da, sau sunt zile de șomaj tehnic, sau, da? Deci după aprilie 2001 informațiile ni le preluăm din declarațiile nominale în care se menționau toate aceste situații. Da? După 1 ianuarie 2006 concediul medical e contributiv? Da, da. El este regăsit în categoria condițiilor normale de muncă. Deci numai el regăsim la perioadele asimilate. Da, ca stagiu asimilat. Deci aici vin nelămurile personale. Toate, să știți, 80% vin din această din etapele de creștere a unei legi. Știți că legiuitorul în timp au venit cu tot felul de amendamente la legi pentru îmbunătățirea acestor legi. De la legea 19 până la, nu să mai zicem, de legea 3, 19, 263. Dar nu aveți, din ce am vorbit cu pensionari, majoritatea se plâng de perioadele acestea de stabilitate, de punctele de stabilitate așa, care nu se mai acordă pe grupele de muncă. Și aici știu că a fost tot timpul o discuție în ultimii 20 de ani pe povestea cu sporurile cu grupele de muncă. Eu vreau să vă răspund un pic neacademic, neprofesional, netehnic, ca să înțelegeți. Această grupă de profesii, da, care au lucrat, să zicem, în minerit, ori de suprafață, ori de subteran. La momentul când au ieșit la pensie, au beneficiat și de reducerea stajului de cotizare, care era, de exemplu, pe legea 263, era la 20 de ani, cât a primit și partea financiară în urma acestor legi. Adică, cu alte cuvinte, au primit și timp, reducerea vârstei și bani. Acum, când legiuitorul vine și spune că nu mai ținem cont de perioadele care se putea împărți la 15 ani, la 20 de ani, doar la 25 de ani, bineînțeles că dacă numitorul este mai mare, pensia este mai mică. Dar ei au beneficiat de-a lungul timpului față de alte grupe de pensionari de beneficiile legii 263 sau legii 19. Adică au primit și timp și bani. Înțeles. Dar actuala lege anulează aceste... pentru că nu se mai iau în calcul la punctele de stabilitate. Se iau în calcul numărul total de puncte. Deci punctele aferente grupelor de muncă în care persoana și-a desfășurat activitatea. Fie că vorbim de grupa 1, fie că vorbim de grupa 2, fie că vorbim de speciale sau deosebite, punctajul acela suplimentar acordat pentru grupa de muncă, la momentul, da, funcție de legislație aferentă, că avem și aici mai multe acte normative, că vorbim de ordonanța 100 din 2008, că vorbim de articolul 169 din legea 263, că vorbim de ordonanța guvernului 209. Dar haideți să vorbim pe limba pensionarilor, nu pe limba funcționarilor de instituții, pentru că de asta nu pricep pensionarii, că tot timpul se vorbește de o lună doar tehnic. Un pensionar trebuie să înțeleagă clar. Evidențiat pe decizie este cuprins numărul de puncte aferent grupei de muncă.
Referitor la ce ați întrebat, stabilitatea se acordă numai pentru timpul efectiv lucrat. Contributiv. Da. Asta. E cel mai simplu de a spune. Am înțeles. Am spus, orul de grupă constituie perioadă necontributivă. Deci nu poți să-i acord stabil. Am înțeles, dar eu asta v-am întrebat. Sună vrut foarte tehnic. Oamenii care vin și reclamă, nu reclamă mai mult acest aspect a legii, că nu e legat de casa de pensii Sibiu, asta e vorba de lege aici. Noroc că noi nu am avut foarte multă industrie care a fost în subteran sau la mult, dar reclamă și acest lucru, dar nu mai mult neapărat, iar cei sunt persoane care au și înțeles. Să știți că au venit în audiență și am, efectiv am înțeles, dar spus fără tehnic. Măi omule, tu ai ieșit la un moment dat foarte oportun, în care ai avut și bani și timp, adică și mai repede la pensie și ai primit mai mulți bani, necontributiv, adică necontributiv, până la, cum era legea, 35 de ani, vorbeam de 163, acum asta este, trebuie să stagnezi. Pentru că, am spus de la începutul discuției, este și echitate, contributivitate și echitate. Deci trebuie să ajungă în acest sistem și o zonă de echitate. Mulțumesc. Cei care au avut venituri mai mari, au avut contribuții, au plătit contribuții mai mari și a rezultat o pensie mai mare. Este și în funcție de veniturile pe care le-au avut. Mai am o întrebare legat, toată legea asta se aplică la legea pensiilor publice, adică da, n-avem treabă principal. Cu... Deci precizăm clar acest lucru, deci nu se referă la... cei care au alte case de pensie, adică armată, poliție și așa mai departe. Numai sistemul public de pensii. Ei rămân cu pensiile lor. Da. Chiar nu știm cum au sistemul lor. Am vrut să lămurim. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc.